Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Încerc să filmez și eu cu tripiedul lui tata. Să văd dacă filmează bine. Ultima dată când am filmat cu el se audea un brăit. Și acum fac o probă cu el. Dumneavoastră să-mi spuneți dacă se aude bine sau nu. Dar văd că e fain. Ia uitați. Ia uitați-o și pe mama acolo. Gătește, face ciorbă. De fasole, galbenă, verde. Vai de mine. Păcat că nu se ridică mai sus trepiedul ăsta. Să fie mai înalt, cum era al meu. E cam jos ăsta, dar... Bine că este și ăsta decât deloc, că ați văzut ce mult m-am chinuit. Fără, mi-am dat jos și usa, să se audă bine. Prieteni, nu mai putem de cald. Nu mai putem. Mama gătește ciorbă. Cum să fac eu să vă arăt? Până arăt eu ciorba mâia dimineața. Pai, mai bine nu mai arătam. Aseară am făcut chiguri până târziu, prieteni. Am stat până la ora 2, le-am terminat. Dacă tot am făcut, am zis să fac mai multe, nu să fac așa aiurea 2-3. Am stat până la ora 2. A dormit și Leonardo aici. M-a supărat un pic aseară. Că și vă spun de ce. M-a sunat prima dată să-l iau. După aia când l-am luat, m-am dus până în oraș să caut tăbi. Ce i-a venit lui pe moment? Du-mă acasă, când am ajuns la poartă. Mă, Leonardo, dai jos să facem checurile. L-am dus acasă. Când am ajuns acasă la poartă, hai că vine înapoi. Am zis, nu se mai poate. Și așa toată lumea vorbește că ești nu știu cum, că nu ești cu minte. Trebuie să te cumințești că ai 8 ani. Și m-a supărat și ei. După aia mi-a trecut, i-am făcut checurile și mi-a trecut supărarea. Ia uitați cum arată checurile mele. Deci sunt atât de pufoase. Și galbene așa, ia uite. Astea sunt care nu m-am pus mult cacao așa. Și am făcut-o, cred că ați văzut pe blogul lui tata. Am făcut o prăjitură, o chef cu vișine. Am făcut așa, la nimereală, improvizație pe moment ce mi-a rămas aluat de la checuri. N-am mai avut tăbi. Și am pus într-o tavă mare și am făcut cu vișine, chec cu vișine. Am trimis și lui Alex când am dus pe Leonardo astăzi acasă, de fapt mai înainte. S-a trezit foarte târziu și... I-am trimis și lui Leonardo. Nu asta, lui Alex. Nu știu ce am dat capul foarte tare. La căldura asta, mă gândesc să termin mai repede aici curățenia și ce am de făcut. Să merg în casă, că nu mai pot. Mama stă și ea la răcoare. E aici, nu se simte bine. Ai văzut, mamă, ce bine e? Cum zice tata să ai găini la bătătură? Da, am văzut și eu acum, da. Dreptate, nu mai merge limba. Ce credeți? Eu n-am mai cumpărat ou. Am avut de la găinile astea lui tata. Și uite, acum nu te duci să le iei.
Păi l-am mai făcut? Păi da. Da, vine vorba lui, să ai o găină în bătături. Aseară târziu am vrut să mai fac checuri. Și am avut doar 3 ouă. De unde să mai iau ouă la ora asta? Și ce? M-am dus la găinușele lui. Cu el. La ora 11 jumate. A intrat omul la găinierul în coteț și au luat 2 ouă. Vezi? Da. Aseară pentru întuneric. Și cu 2 gălbenușe. Da, am găsit ouă de ale mari cu 2 gălbenușuri. Unde râgem noi cu găinile lui, vezi? Da, acum nu mai fac ouăle strâmbe, cu denivelări. Acum fac ouă... Păi ele și ei sărăci. Și... Buni. Și chiar sunt bune, ai văzut ce galbeni au și chipurile. Da. Dacă le dă numai bio nebunul. Da. Vezi? Deci, a rămas așa. Am zis, cu Pașca uite-mă. Mai ruba, știu găinii. Zic, uite-mă, așa dacă nu aveam găini la bătătură, nu mai făceam checuri la ora 11, jumate noapte. Vezi? Și am făcut checuri. Așa să ai și pui acolo, vezi? Târziu, n-ai, îți vine pe... Tai un pui, bagi la ceaun. Da. Așa ziceam și de câini și când am văzut ce poate să întuză, mi-a schimbat părerea. Păi vezi? Acum îmi plac și mie, îi iubesc, mai ales întuză că doarme aici lângă mine. De unde mergem, nu-i merge și el. Dar am văzut cu Leonardo fac niște chestii, ce cu noi nu fac. Da. Leonardo e dresător din ăla de câini, că a avut pe ai lui. Când îi dă ceva de mâncare, stă, s-a întuză și cu alălalt, așa, numai în picioare, în două picioare stau. Înaintea lui și cu lăbuțele, așa? Da. Numai, dar numai la el. Uite, pe ăsta. La el și la Bubu am văzut. Uite. S-a întuză? Dar tu cu piciorul dă și el. Uite, o lăbuță are albă. Uite cum faci. Stai să vă arăt. Ia uitați-l. Unde ești, mă? Se facem și lor baie lui. Oh, 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 oh. Santuzo! Da, Santuzo e mai afurisit ca alaltul. Ce, pa? Iertați-mă acum, e prima dată să-mi spuneți dacă o să mai filmez. Păi regizi acolo, m-am văzut și pe mine, taică. Haideți să vedem la găinile mele, sunt ouă. Da, să întorc camera. Păi da, mă, mamă, dar sunt înăuntru. Ați făcut ouă astăzi? Ați făcut noi? Ia să intrăm înăuntru. Stai să mă uit. Hai plecați aici. Uș! Cred că le dau afară. Sunt învățate doar stăpânul lor să intre la ele. Dați-vă mă la o parte. Să vede că n-am preintrat la ele. M-am prins în cuiele astea. Unde sunteți? Ia uitați, le-am mâncat pepeni roșu. Să le punem apă rece. N-au mai făcut mamă. N-au mai făcut. De ce ia? Ia mi-a văzut papucii. Ui, ia. Ia. Mi-a mâncat papucii ele. Le-au mâncat ele. Ia să le închidem bine, că scapă vreuna. Gata. Mamă, ce cali. Okay.
Nu știu, Santuzo. Santuzo, unde sunt papucii lui Mădălina? În față se duci, Mădăl. Ce facem, mă, cu căldura asta? Uite, dă băi, știu să se germină ciorba. Eu simt că nu mai am aer. Să ne puneți bidonul cu apă în spate. Ai, nimeni. Cine mai mănâncă pe căldura asta? M-am dus în oraș mai devreme. I-am luat lui Leonardo ceva. S-a dus acasă și... M-am dus la femeia aia care mi-a promis că mi-a duce mentă. Mamă, ce ne faci și nu... Dacă ne faci o boală de limonadă, nu mai întrebi nimic. Fac. Dar nu mai așa prin... Nu mai băgăm apă rece, nu mai dă-i așa. Fă-o cum făceai tu cu zamă. Cum fac? N-ai găsit? Papucu. N-am găsit. În față te-ai uitat? Da. Să te nu e veget acum. Cât e una, cât e una trebuie. Ce să facem, prieteni? N-avem ce să facem. Eu una m-am plictisit. Nu mă acasă. Dacă avem mașina făcută Audi, să plec din sat și o să vând legume. Să-mi fac de lucru. Uite, e muștile astea. Am cumpărat soluție de muște. Degeaba, veni înapoi. M-au dus să fac limonadă de la mama. Fac acum? Cum vrei tu, lasă. Moloșit așa. Tu nu vezi, eu simt că nu mai am aer. Dacă mai stau mult acolo, eu loșim. E cald aici unde gătim noi. Gata, s-a oprit să bag un rodine și gata. Să faci. Niște treburi. Mă, da. E rău. Eu nu mai e. Mâncați așa prosoapele care le ții sus. Nu mai sunt. Mai sunt? Mai sunt. Cum? Nu s-a duc, dar mi-e rău. Pentru că am luat în fundajul n-am aer. Și e cald. Și mi-e rău. Mă strânge în piept. De răceală. Să sun pe bubă al tău, să sun pe Leonardo. Fiecare zi. Nu știu, mi se bate ochiul să sun pe taică mea. Uite, dar și suc, mă, lumină. Băi, un pic, gata, mă umflui. Mardi și părul ăsta nici nu știu cum să-l mai leg. Mă tunge eu zero. Uite astea ale mari, nu prea auzeam. A, păi nu știu că... Ia întreabă pe mama ta, a găsit mentele la în rădine? Lasă-mă pe mama, unde se duce mama pe soarele ăsta?
Femeie bătrână, nu mai putem. Nu. Acum. Ia se duce săraca, ci că să... Las-o mai târziu. Mijă voi și vedeți. Sunteți tineri. A fost în oraș pe jos, mama mea. De ce? Să ia ce trebuie. Ia. Pentru ce s-a dus, mă, mamă, ia. Lasă că și maică ta e săritoare să meargă, ia. Hop, merg eu. Acum, fetele, copiii. Eu semăn cu bunica mea, Stelă. Săritoare la orice. Hop, hop și eu. Să merg eu, să ajut eu, să fac eu. O să-i dau eu sunt fai de capul meu. Să fac eu. Și-am făcut. Și mi-a ridicat și careva statuie. Prieteni, am și o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog să vă abonați și la, în continuare la canalul meu, pentru că este gratis. Și pe mine mă ajutați foarte mult. Ia pe aia mai mică, că e mai zumoasă aia. Și vă rog din suflet să vizionați și mie canalul. Aoleu, asta nu e bună. La vlogurile mele, habar nu aveți cât mă ajutați de mult, mai ales că la muncă nu pot să merg, nu că am probleme ceva de sănătate. Dar la noi, în comunitatea noastră de țigani, țigăncile nu merg la muncă, pentru că trebuie să întrebe și să ceară aprobare de la tot neamul întâi, să semneze, să dea semnătură pentru ele și apoi să meargă la muncă. Și când o să meargă la muncă, după aia țiganii din țigănie, dacă merg singure, o să le scoată fel și fel de vorbe. Ca să vă înțelegeți. Să vă înțelegeți. De ce nu merg la muncă și din ce cauză nu mă lăs tata să merg singur la muncă. A zis bine? M-ai plecat cu E bărbat. E bărbat, da. Dar dacă plecam o femeie, după aia, voi ziceați că cine știe cu cine am plecat. Păi cum să te duci la muncă? Cum să te duci la muncă? Ui, vedeți? Nu se poate. Dacă eram la muncă, mergeam și eu la muncă, fără nicio problemă. Dar a dat Dumnezeu și m-am născut în țigănie. Așa fac eu limonadă pentru mama mea. Ia uitați. Sucul ăsta după aia pun... Eu vreau să-l fac frumos cu pulpă. Dar mama nu vrea. Îmi place. Așa că, prieteni, eu vă mulțumesc pentru tot că mă urmăriți și m-ați urmărit de la început. Că asta e. Nu fac și eu aici bani, să dau și eu la copii cât pot. Nu dau eu o avere, cum s-a zis, că abia le ajunge. Le dau și eu ce pot, cum pot, după puterile mele. Nu fac banii singură, nu face nimeni. Să am un venit mai mare, o să dau mai mult, dar până atunci dau și eu ce pot.
Mai vezi, Mădălină, mai e gheață? Nu. Cred că mai e. Mai e o guriță de gheață. Pune-mi eu aici. Pentru oamenii, vreau să zic, pentru oamenii care nu mă plac. Care nu mă plac, nu forțez pe nimeni să mă placă, pentru că nu există ca lumea să placă pe toată lumea, să înțelegeți. Nici eu nu plac pe alții, nici pe mine nu mă halesc alții. Și fiecare, așa e lumea făcută să fie, nu oblig pe nimeni să le placă de mine. Cine mă place, mă place așa cum sunt. Cine nu mă place, n-are nici dreptul să mă critique. Știu că mi-am pus viața. Schimbați canalul și ce ți vă lăsa? Păluște pe... Nu știu că eu mă bag de figările. Ce vroiam să merg? Nu mă mai zic, am uitat. Așa... Da, dar cine te place, te place, da. Cine nu te place, nu te place. Ăla asta nu-mi place. Cine nu te place, mamă, dar nu mai avem de aia verde. Ba da. Ce? Cum și de asta verde, așa că așa îmi place mie să o văd acolo. Doar să o vezi? Doar să o văd. Ce, să merg să iau vegeta? Da, mă, dar să termină, să termină tot. Păi s-o curgea Kimi. S-o curgea. Filmez și eu. Păi și ce treabă am? Apendicită. Hai că o filmez. Ia să punem ce trebuie. Da, dar să nu mai lăsați cu suferele. În... Ai. Nu le spăl. Nu mi s-a mai de... Avem, mi-a luat astea. E sus, pe acolo. De ce nu bagi nimic? Nimic. Când avem? Avem. Unde? În doar. O crezi că mai e bună? Ce ai zis, mă, tu? De câte ori să... Niciodată mirea nu se strică. Le m-am încanghețat, amăzi. Să vină bubulina aia să mănânc.
vă arăt și eu, prieteni. Vă arăt ce pot și eu acum pe canicula asta. Uite, vă arăt prin curte ce pot. Bine că vă arăt și prin curte și nu vă arăt numai așa, numai în casă sau numai în bucătărie. Ce? Ce? Vă arăt și eu prin împrejurim pe aici, prin curte. Că vă arăt limonadă, că asta se bea acum pe căldurile astea. Se bea multe lichide. Să ne hidratăm. Bă, dacă nu e apă, eu ce pun aici? Ia din față. Nu ia de la mână. Păi e rece? Mergeți cu mine să luăm la alalt. Că deja am 15 minute. Vlogul ăsta o să fie puțin mai lung. Stați așa, cum vedeți, într-o parte. Așa. Mergem împreună. Punem apă în limonada asta. Și cum ziceam, vă filmez și eu ce pot, vă arăt prin curte iarba, găinile. Când mai gătesc ceva, vă arăt. Nu vă arăt și nu gătesc zi de zi, că știu că nu vă place. Să arăt numai mâncare. Asta este. Deci dacă nu e rece, o să mă cert cu ea. Pentru că nu e rece. Pe pariu că nu este rece destul. Ajunge atâta. Vedeți așa cum am pus lămâia asta verde, mie așa place. Să o văd eu acolo și dacă aveam frunzele de mentă, la tot fac eu rost. Iar m-am rușit tot. Eu când mi se pune ceva în gând că vreau mentă în limonada asta, fac rost. Când mi se pune o ambiție, ce pus așa acolo? Am pus apă de la dozatorul dinăuntru, unde a zis doamna mama. Că e rece. Mm-hmm. Și era rece. Păi, mâine, am luat după ea. Bag-o la frigider. Bag-o trei zile de acolo, congelatul cu tot cu cană, să vezi ce se face. Oh, oh. Baltul moare și așa n-are. Prea multă. Facem măgul și în gât. Mai puneam pungă înapoi. Da! Arunc-o pe masă. Las cu ea eu. Banii ăștia mai am. Da. Mai. Hai, dăm că eu nu mai pot. Bine, aici și mor acasă. Păi bine, că mor în casă. Ba, ce bun dar e. Eu mor când îmi dai tu din pare din ăștia. Mai de mie. Stai, stai așa. Ia, mamă, dragă. Adâncă, mulțumesc, să trăiască copiii, să fii sănătoasă. Și matale. Eu din ce să dau acum? N-ai din ce. Tu te aveți și nu-și ceri și tu un pahar. Mamă. Ce bine. Să nu mai ziceți că m-am îngrășat, că știu că m-am îngrășat o țără. O țără mai mult hipo. O țără. O țără seamănă cu hipo de pe Kinder. Asta e. Dragul meu. Dacă îi trai urât, ce să facem? Eu vara mă îngraș, prieteni.
Nu, ce să fac. În vara nu dorm. Și să știți că n-am mâncat nimic până la ora asta. Hata, are gust diferit de bun. M-am îngreșat, dar în stilul ăsta, așa mai... Aha. Mi-a plăcut. Are gust diferit de mai bun? Dar știu cauza... mai bun decât din ăla să facă la... Din cauza la lime. Tu vezi? Hai de mine. O pun la recindic. Ia, pun eu și pe asta. Asta mai e tot. Ha? Să bea și bubulina. Da, bea și bubulina. Mai găsești și bubulina. Bubulina, nici poși de uite, are și limonadă. Și nu e destul de rece, fată, să fie mai bună. Da. Cum faceți? Să aduceți bidonul de apă să fie. Îl aduc. Dacă mi-i ridic și pe ăla. Păi nu să ridici, tu poți ridica el pe tine. Prieteni, încheiem vlogul ăsta aici. Nu facem nici prea lungi așa. Pe ăsta punem din seară. Vă dorim o zi plăcută și vă dorim și multă sănătate, e mai bună ca toate sănătatea, și multă liniște în familie. Vă pupăm, ne auzim mâine, când o da Dumnezeu, și vă mulțumesc încă o dată. Ciao! Dați că iar m-am dus în tavan cu ăsta.